Zilele de Crăciun nu puteau fi lipsite de evenimente neplăcute, astfel că la Spitalul Municipal din Roman s-au înregistrat 308 cazuri în perioada 24-27 decembrie. După perioada de post, romașcanii s-au înfruptat peste măsură din delicatesele tradiționale și s-au prezentat mai apoi la spital, înregistrându-se în acest sens 31 de cazuri de colici biliare. Și cum nicio petrecere nu își are farmecul fără un pahar de alcool, 12 romașcani au întrecut măsura și au ajuns la spital în comă alcoolică. Avem o statistică a prezentărilor din cadrul Centrului de Primiri Urgențe pentru perioada sărbătorilor și mă refer aici la zilele de 24, 25, 26 decembrie și 27 decembrie până la ora 8. S-au prezentat 308 cazuri în Centrul de Primiri Urgențe. Cele mai semnificative ar fi 13 cazuri de agresiune, 12 cazuri de etilism acut, traumatisme diverse care nu sunt considerate cazuri medico-legale 20, ingeste voluntare de medicamente, o tentativă de suicid, 8 traumatisme craniene, 3 accidente rutiere, dintre care un accident mai grav care s-a soldat cu un deces, un bărbat decedat care a fost adus în stop cardiorespirator la Centrul de Primiri Urgențe, s-au încercat manevre de resuscitare, din păcate pacientul nu și-a recăpătat funcțiile vitale și a fost declarat decesul. Și, bineînțeles, patologia specifică acestei perioade, ne referim la patologia digestivă, 31 de colici biliare. Un romașcan nu a fost cuprins de spiritul sărbătorilor, ci de gânduri necurate și a încercat să își ia viața, însă, din fericire, nu a reușit. Un altul a fost, din păcate, victima unui accident rutier și a decedat.